Bună ziua! Astăzi învățăm cum să creăm un document, diplomă. Pentru crearea documentului, crearea fundalului diplomei, adăugarea titlului, crearea conținutului. Fundalul diplomei. Prima metodă. Se va adăuga culoare de fundal, se va alege un efect de culoare, se va adăuga o bordură pentru pagină, se va alege un efect de artă pentru linia bordurii. Vom schimba orientarea paginii în landscape. Din meniul Design, alegem opțiunea pentru culoarea paginii. Setăm două culori. Și efectul de gradient. De la opțiunea bordura paginii, alegem o bordură artă. Setăm grosimea bordurii. Vom crea o formă din diferite forme. Pentru finalizarea formei și pentru stabilitatea paginii, vom selecta toate formele care o compun și vom grupa. Putem adăuga și forme predefinite. În acestea putem adăuga text.
Metoda 2. Se va căuta o imagine pentru fundalul paginii. Se va accesa meniul Design, se va accesa opțiunea Page Color. Se va adăuga imaginea. Adăugarea titlului. Se va adăuga titlul folosind opțiunea Bordar. De la meniul Adăugare se selectează opțiunea Bordar. Se tastează titlul. Crearea conținutului. De la meniul de adăugare vom alege o căsuță text în care vom scrie conținutul diplomei. Ca sarcină de lucru, modificați conținutul diplomei create anterior, folosind opțiunea Word Art. Felicitări! Astăzi ați învățat cum se creează o diplomă. Mulțumesc pentru atenție!